Vă salut! Iată-ne față în față cu, din semi-profil de fapt, cu Honda Civic, noul Civic, ușor restilizat, o mașină pur sânge japoneză, o mașină care pentru unii arată exotic, într-adevăr, ea e desenată și construită de oamenii cu ochii oblici. O prinde roșu. Ne aflăm în momentul ăsta la finalul testului. După cum vedeți, mașina a consumat în jur de 8 litri la 100 de kilometri. 8 litri în condiții în care am rulat destul de în proporții egale în oraș și în afara lui. Motorul său are 1,8 litri, 1799 de centimetri cubi, 103 kW. Este o mașină de clasă C clasică, cu spațiu destul de spațiu satisfăcător la interior. Portbagajul este pe măsură. Tapiseria de piele și vopseaua roșie merg foarte bine împreună. Una peste alta, îmi pare rău că las acordul la garaj. Sper să-l iau într-un weekend pentru a rula, cunoaște mai bine capabilitățile pe serpentine, pentru că să nu uităm, Honda este alternativa premium și sportivă la mașini germane și din ce am văzut în cei 200 ceva de kilometri, mașina poate multe. Vă salut!